Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru invitație organizatorilor, în special și celor de la Media 1 și la mulți ani și la cât mai multe rezultate productive celor de la Institutul Național de Statistică. Avem deja mai multe teme și voi continua totuși să continui cu să reiau tema pe care am avut-o la Snagov, pentru că dincolo de toate este o temă care transcede domeniul energiei, chiar dacă noi suntem focalizați pe această zonă. Și zona este clar cea a fondurilor europene. Ca să sumarizez acel discurs într-un singur cuvânt, așa cum mi-am dorit pentru ediția de astăzi, aș spune acțiune. De ce acțiune? Pentru că este cea care ne aduce de la contextul actual la rezultate. Contextul actual, așa cum îl știm noi, este momentan completat și de alte două externalități foarte mari. Am văzut în mare parte ce impact a avut volatilitatea prețului energiei, în special a celui de pe piața pentru ziua următoare, dar putem să ne uităm și la prețurile certificatelor de emisii care au ajuns la maxime istorice în acest an. Mai adăugăm încă o externalitate care reprezintă o amenințare la adresa securității energetice a României. În 5 ani de zile am ajuns de la net exportator la net importator de energie. Și pe lângă alte lucruri pe care le știm noi despre context, cam la asta ne referim acum. Ce oportunități avem? Și aici este foarte important. Principala oportunitate pe care o vedem noi, și din nou, nu este doar pe zona energiei, ci este pe toate sectoarele, inclusiv cu industrie, inclusiv până la zona de cercetare, dezvoltare și educație, este cea a tranziției energetice. Și tranziția energetică ne referim în principal mai axat pe zona programelor europene, pe fondurile europene pe care le avem disponibile. Discutăm de zeci de miliarde care vor fi pentru tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, prin mecanismul de redresare și reziliență, prin fondul de modernizare, fondul de inovare, fondul pentru tranziție justă. Și discutăm de proiecte care merg de la zona de cercetare-dezvoltare până la zona de soluții de eficiență energetică și până la proiecte propriu-zise de energie regenerabilă. Cum ajungem noi la acțiune? Aici este partea unde ar trebui să ne concentrăm și unde cred că trebuie să fie mesajul nostru cel mai puternic. Trebuie să accesăm în proporție cât mai mare aceste fonduri europene cu proiecte care să ne ajute să acoperim deficiențele pe care le constatăm la acest moment. Și mai concret, ce trebuie să facem cu aceste proiecte? Trebuie să definim conceptele. Trebuie să ajungem să elaborăm anumite mecanisme, anumite modelări pentru aceste proiecte, anumite studii de fezabilitate pentru a determina cât de oportun este să mergem cu ele în implementare și mai departe să elaborăm cererile propriu-zise pentru proiecte și să mergem și cu implementarea propriu-zisă a acestora. Și în încheiere pot doar să spun că suntem alături de industrie și de toți partenerii noștri în aceste demersuri, putând să asigurăm asistență prin echipa noastră multidisciplinară și prin expertiza bogată a Arsenia în România, pentru a face ca această tranziție energetică și propriu-zis accesarea acestor fonduri să devină realitate. Mulțumesc mult, sper că nu am ratat nimic din discurs și mulțumesc încă o dată pentru invitație.